Romii lui Ion Ministru au petrecut în natură. Zeci de persoane s-au strâns în zona Nucea municipiului Târgu Jiu, unde și-au etalat mașinile de lux și au încins grătarele. Cei credincioși lui Nelu Pavel s-au mulțumit să participe la alte activități. Au venit aici, au venit romii din Obreja, romii din Rudăria, romii din Meteor, au venit romi și de la sate și mai mult bucurie spontană la invitația domnilor din puterea județului. Romii nu știu ei prea multe despre Ziua Internațională a celor care fac parte din această etnie, însă și-au urat de bine și au petrecut la maximum. Bine, bine, la mulți ani, să trăiască Ion Ministru, să trăiască și Inelul, să trăiască ai noștri patronii noștri, de aceea că sunt buni. Ne pare foarte bine că a fost o zi așa de frumoasă și ne-am bucurat cu toții. Cum nu se poate chef fără cheltuială, romii au scos din buzunare bani frumoși pentru pregătiri. Ei spun însă că au fost sprijiniți și de politicienilor de suflet, adică pesediștii, în frunte cu liderul Victor Ponta. Dați-mi voie să mulțumesc domnului deputat Ponta, care ne-a sponsorizat cu 500 de euro, care i s-a dat și lui domnul Pavel Nelu 500 de euro pentru comunitatea din Obreja. Am avut și 3 milioane de la domnul deputat Pompeang. De la eveniment nu au lipsit nici aleșii. Senatorul Toni Mihail Greblă și deputatul Vasile Popeanga au stat la aceeași masă cu Linel Potârcă, cel acuzat acum câțiva ani de evaziune fiscală. Trebuie să elaborăm o strategie de dezvoltare și de integrare a romilor și cu fonduri europene și să reușim să creăm niște locuri de muncă pentru oameni. Eu le cunosc de mult tradițiile, am avut prilejul când eram mic o familie de romi să locuiască acolo în cort, lângă casa mea de la Leleș și vreau să vă spun că aproape trăiam cu copilul romului ca și cu un frate. Cheful romilor de duminică nu a fost la fel de pompos ca în anii trecuți, când manelele răsunau în difuzoare.